O decizie a Ministerului Transporturilor de restructurare a rutelor feroviare anula ruta București-Baia Mare, tren care circula și prin Jibou. În urma intervenției deputatului Lucian Bode, ministrul s-a răzgândit. Necesitatea restructurării CFR Călători a determinat Ministerul Transporturilor să anuleze aproximativ 100 de rute feroviare considerate a fi neprofitabile pentru companie. Printre rutele propuse spre desființare a fost și cea care face legătura între București și Baia Mare, care trecea și prin Jibou. Pentru a preîntâmpina acest lucru, deputatul Lucian Bode, care este și președintele Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputaților, a solicitat ministrului să se răzgândească. Pentru județul Sălaj, cursa numărul 1745, care face legătura dintre București și Baia Mare, are o importanță strategică, deoarece este singura cursă care tranzitează orașul Jibou pe timp de zi, făcând legătura dintre capitală și Ardeal prin Brașov. Aceasta se pare că va fi anulată în totalitate, iar alte două curse pe ruta reședinței de județ Zalău și orașul Jibou nu vor mai circula în zilele de sâmbătă și duminică. În acest context, aș dori să vă întreb, domnule ministru, dacă ați analizat posibilitatea renunțării la o decizie de anulare permanentă a acestei rute feroviare. A precizat Lucian Bode, președintele Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputaților. Se pare că ocuparea unei funcții importante în cadrul comisiilor parlamentare, cum este cea pentru transporturi, poate să fie benefică pentru noi, deoarece ministrul transporturilor a fost convins să revină asupra deciziei. Stimate domnule deputat, referitor la solicitarea dumneavoastră adresată Ministerului Transporturilor cu privire la restructurarea rutelor feroviare de călători, vă comunicăm că SNTFC CFR Călători S.A. a hotărât ca trenurile IR 1745, 1745-2 și IR 1746, 1746-1 să circule permanent pe relația București-Nord-Baia Mare, respectiv Baia Mare-București-Nord, adresa Ministerului Transporturilor. Astfel că trenul care trece pe timpul zilei prin Jibou de la București la Baia Mare și invers a fost cel puțin deocamdată salvat.